Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți Actualitatea Live. Invitatul meu de astăzi este Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elevilor. Te salut, Robert, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea în emisiune. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, hai să lămurim ce înseamnă Consiliul Județean al Elevilor. Ce înseamnă, cum s-a constituit și cum ești tu președinte? Cum ai ajuns președintele Consiliului Județean al Elevilor? Da, păi ca să luăm puțin cu începutul și puțină istorie, Consiliul Elevilor ca și structură la nivel național a fost fondat acum foarte mult timp, undeva prin anii 2008, ceva de genul acesta, și încă din anul 2016 a fost aprobat un regulament printr-un ordin de ministru care spune foarte clar faptul că în fiecare județ este obligatorie existența unui Consiliu Județean al Elevilor, structură independentă de orice alt factor extern și care reprezintă doar interesele elevilor din județul respectiv. Mai apoi, sub Consiliul Județean al Elevilor, sunt consilii școlare ale elevilor în toate liceele din județul respectiv. În cazul nostru avem 41 de consilii școlare ale elevilor active la momentul acesta și 3 consilii școlare ale elevilor în școlile gimnaziale, deci practic 44. Ne bucurăm de o oarecare reprezentativitate din perspectiva asta. Și cum a ajuns Consiliul Județean al Elevilor Prahova să fie atât de vizibil în județ în anul acesta? În luna septembrie am început să-l activăm. Eu și cu încă două colegi de-ale mele am început să facem demersuri pentru a aduce din nou perspectiva elevilor în fața factorilor de decizie din județ, iar urmând ca mai apoi, în luna octombrie, pe 31 în 2020, să fie organizată o sesiune de alegeri la care au candidat undeva la aproximativ 20 de elevi din liceele din județul Prahova, iar din aceștia au fost aleși 12 oameni, 5 în biroul executiv, din care fac și eu parte, și încă 7 directori de departamente, pentru că noi avem și structurate activitățile pe câteva departamente, în funcție de specificul fiecăruia. Deci totul e făcut ca la carte, din ce înțeleg de la tine, o organigramă adevărată, cu departamente, cu un consiliu executiv. Totul făcut ca la carte. Bun, da. Am înțeles acum ce este, dar ce își propune acest Consiliu Județean al Elevilor? În primul rând, cum am zis și mai devreme, să facem vocea elevilor auzită în fața factorilor de decizie, să ne asigurăm că părerea lor este luată în calcul atunci când se ia o decizie importantă pentru ei. Vorbim aici de decizii precum stabilirea cuantumului burselor școlare, mai ales anul acesta a fost un mare demers din partea noastră și am asigurat în aproape toate localitățile din județul Prahova, în care este cel puțin o școală gimnazială, acordarea burselor școlare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ce înseamnă asta? Un cuantum de minimum 100 de lei și un număr care să respecte întru totul criteriile stabilite prin ordinea de ministru. Și cel mai bun exemplu a fost chiar la Ploiești, unde de la 50 de lei cât era bursa anul trecut, 50 de lei respectiv 100 în funcție de tipul de bursă, anul acesta bursa de performanță a ajuns la 150 de lei pe lună, bursa de ajutor social la 120 de lei pe lună și restul bursa de merit și de studiu la 100 de lei pe lună. Deci totuși vorbim de o dublare a cuantumului de burse și de o creștere semnificativă a numărului de beneficiari, pentru că dacă în anul trecut, în 2020, era undeva la 1.400.000 de lei acordați pentru burse din bugetul local al municipiului Ploiești. Anul de față au fost 1.900.000 acordați din bugetul local și 5.600.000 din bugetul de stat. Undeva la aproape 8 milioane de lei strict pentru bursele elevilor din Ploiești. Nu mai punem la socoteală și celelalte localități din județul Prahova. Pe lângă asta, suntem un for consultativ atunci când vine vorba de decizii care includ tinerii, facem parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Suntem mai mult sau mai puțin cei drept, din păcate, consultați atunci când se iau decizii în învățământul prahovean și de fiecare dată când apare un caz care impactează în mod direct elevii, noi ne poziționăm foarte rapid în presă și am fost luați de foarte multe publicații, atât locale cât și chiar naționale. Da, asta este foarte clar. Acum, uite, îmi spui că sunteți consultați sau că participați la adoptarea unor decizii, dar hai să vorbim la modul concret. Inclusiv la această majorare a sumei destinată burselor, participați la discuții, știu eu, cu factori de decizie din primăria Ploiești sau din conducerea unor școli în mod direct? Da. Am luat legătura cu reprezentanții primăriilor din tot județul Prahova. Am început printr-un mecanism de advocacy, în sensul în care am trimis
cereri în baza legii 544/2001 către toate OAT-urile din județul Prahova. Am verificat dacă Consiliul Local din localitatea respectivă a adoptat burse și dacă le-a adoptat, în conformitate cu legislația în vigoare. Și acolo unde nu s-a întâmplat asta, am luat legătura la Ploiești concret. Da, am vorbit, am avut mai multe întâlniri cu domnul primar Volosevic, am avut întâlniri cu doamna viceprimar Trofin, am avut întâlniri cu doamna administrator Simona Albu și cu cei de la Direcția Economică și cu majoritatea consilierilor locale, atât în semestrul întâi, când ne-am asigurat de aprobarea cuantumului la 100 de lei pe lună, așa cum prevedea o hotărâre de guvern de atunci, cât și în semestrul acesta când am vorbit de majorarea cuantumului. Și cum au decurs aceste discuții cu oameni importanți din Ploiești? Nu vorbim de primarul Ploieștiului, de viceprimar al Ploieștiului. Știu eu, mulți oameni s-ar lăsa oarecum intimitați de persoanele care reprezintă aceste funcții. Mă gândesc că ești încă un elev și să stai la discuții și putem să le numim chiar negocieri, nu? Să participi la aceste negocieri cu oameni foarte importanți din Ploiești sau din alte localități din județul Prahova. Spune-mi, ai fost vreo clipă, te-ai simțit intimidat de funcția celui din fața ta sau dumnealor au manifestat o deschidere deosebită, ținând cont că reprezinți această categorie elevii? În majoritatea cazurilor, da, am dat de deschidere atât din partea reprezentanților primăriilor, cât și din partea celor de la nivel școlar, practic director. Și intimidat nu m-am simțit neapărat. E clar că la început, când abia intrasem în mandat în toamnă, eram puțin emoționat. Dar ce m-a făcut să continui și să trec peste toate emoțiile astea, să pot să duc practic vocea elevilor în fața polurilor decizionale, să pot să iau cuvântul în Consiliul Local și mai departe, a fost chiar votul pe care mi l-au dat colegii mei. Am fost votat și am fost votat nu ca să-mi fie frică să spun părerea lor, ci să mă duc acolo să fac ceea ce ei ar vrea să facă și anume să-și facă vocea auzită. Suntem practic o portavoce, dacă vreți, pentru toți elevii din Prahova și rolul nostru, mai degrabă decât orice, este să-i facem pe ei auziți, să le arătăm autorităților locale și județene de altfel că noi existăm, că noi trebuie să fim consultați și că este obligatoriu că atunci când o decizie se ia și impactează în mod direct segmentul acesta de elevi, Consiliul Județean al Elevilor să fie consultat. Uite, știi, te ascultam și mă gândeam că mi-aș dori să existe și un Consiliu Județean al Părinților de Elevi, să spun așa, dar mi-aș dori să aibă un președinte, există? Uite, din păcate, cu tot respectul. Este o filială a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din învățământul preuniversitar. Noi colaborăm cu ei. Cu tot respectul, nu cunosc pe nimeni de acolo, cu tot respectul, nu am auzit de vreo acțiune a dumnealor, nu sunt nici pe departe la fel de vizibil în spațiu public cum sunteți voi. Mi-aș dori ca în fruntea acestui Consiliu Județean sau cum să-l numi el, al părinților, să existe un președinte sau o doamnă care să aibă discursul tău, implicarea ta și disponibilitatea ta de a se implica în rezolvarea unor lucruri. Chiar sunt impresionat de modul în care privești lucrurile și de modul în care le expui. Bun, uitându-mă pe contul tău de Facebook, am văzut că sunt foarte multe acțiuni în care Consiliul Județean al Elevilor este implicat. Acum te-aș ruga frumos să ne vorbești despre câteva acțiuni în care v-ați implicat sau pe care le-ați organizat. Acțiunile pe care le-am organizat au fost destul de numeroase și printre cele mai de impact care au fost la nivelul județului au fost în primul rând faptul că ne-am asigurat de, și cred că de aici ar trebui și să pornim de la firul ierbii, că în toate liceele din Prahova unde există consilii școlare ne-am asigurat că reprezentanții sunt aleși legitim și unde nu existau astfel de structuri ne-am asigurat că acum există. Tocmai de aceea și avem un număr atât de mare de structuri și suntem reprezentativi. Mai apoi am avut foarte multe consultări pe baza cărora ne-am și poziționat mai apoi și pe care le-am folosit ca tot așa mecanism de advocacy atunci când am fost la consultări cu diversi factori de decizie. Vorbim aici de o consultare pe care am făcut-o undeva prin luna noiembrie, dacă nu mă înșel, atunci când președintele României a anunțat că toate școlile din țară vor trece mediul online pentru o anumită perioadă. La o săptămână după acel anunț am consultat toți elevii din Prahova, am avut un răspuns din partea undeva aproape 4.000 de elevi,
care ne-au spus cum văd ei învățământul online. Pe baza acelei consultări am elaborat un raport care a ajuns și prin publicații și am și elaborat o poziție și anume, și înainte de asta, și anume faptul că noi am solicitat autorităților locale și Inspectoratului Școlar Județean și școlilor și liceelor din județ să ia toate măsurile necesare, pentru că pe atunci, dacă vă aduceți aminte, era o trecere din asta foarte abruptă între hibrid, între online total, între toată lumea fizic la liceu, să ia toate măsurile pentru a se asigura că și atunci când se va face trecerea în online, pentru că aici era cea mai mare problemă, elevii să beneficieze de un act educațional calitativ, să nu avem sincope cum au fost în anul școlar trecut, când se făceau una, două materii, să nu existe lucruri de genul ăsta, să ne asigurăm că drepturile elevilor până la urmă sunt respectate și în online, pentru că ele nu se negociază, asta e clar. Mai mult, cel mai de impact a fost acesta cu burse. Vorbim de undeva la 104 localități în județul Prahova, peste 70% din ele, la ultimul nostru research, care a fost acum vreo o săptămână, au acordat burse și acordă în continuare burse. Ne-am poziționat acolo unde nu se acordau. Bușteni, de exemplu, din păcate, acolo am avut mai mult de furcă. Am avut o poziție foarte și am și protestat în mediul online pentru bursele elevilor. Am și participat la ședințele de Consiliul Local din Bușteni și până la urmă am reușit ca după două luni de astfel de lupte și de negocieri cu reprezentanții autorităților locale de acolo să asigurăm bursele elevilor din Bușteni la un quantum rezonabil și până la urmă respectând criteriile aprobate pentru un ordin de demers. Și Robert, înainte să trecem la ultimul demers, te-ai jucat să mă lămurești cu un lucru. Spui că în peste 70% dintre localități se acordă burse. Înțeleg că în restul, până în 30%, nu se acordă, adică nu este legea respectată. În restul, la momentul de față, fie se află proiectele în dezbatere și urmează să fie aprobate în Consiliul Local și vorbim aici de foarte multe localități în mediul rural. În urban, problema este rezolvată, sunt în mediul rural unde este doar o școală gimnazială de obicei, unde au mers lucrurile puțin mai greu, dar banii se vor plăti retroactiv de îndată ce va fi aprobată hotărârea, fie nu a fost adoptat. Acum identificăm și în continuare facem demersuri pentru a identifica primăriile care și consiliile locale care n-au făcut demersuri în acest sens și unde este cazul, luăm legătura cu reprezentanții APL-urilor, unde nu ne răspund la adrese, cum au fost mai multe cazuri, încercăm să-i contactăm, încercăm să mergem acolo, dacă este cazul și protestăm, pentru că doar așa putem să facem vocea elevilor auzite, să ne asigurăm că drepturile lor sunt respectate întru totul. Sunt instituții în acest județ care tocmai pentru acest lucru sunt create, să vegheze la respectarea legii. De exemplu, instituția prefectului. Mă gândesc că dacă aduceți la cunoștința prefecturii Prahova faptul că în anumite localități nu sunt respectate întru totul legile din diverse motive, presupun că și prefectura se poate implica și poate rezolva o astfel de problemă. Sigur, faptul că este în mediul rural mie mi se pare agravant, pentru că în mediul rural poate că nevoia de bani este mai mare decât în mediul urban. Din păcate, cred că trebuie să refacem legătura cu Robert. Nu știu din ce motiv a părăsit acest, probabil motive tehnice, dar iată, cred că este înapoi alături de. S-a întâmplat? Da, este. Ea se rezolvă, eu vă aud. Perfect, acum te vedem și te auzim. Spuneam că în mediul rural nevoia de bani este probabil mai mare decât în mediul urban. În mediul rural sunt evident mai puțini locuitori într-o localitate și atunci și numărul copiilor, elevilor este mai mic decât în mediul urban și evident și numărul celor care beneficiază sau ar trebui să beneficieze de bursă este mult mai redus, ceea ce face ca efortul autorităților locale să nu fie deloc mare. Indiferent, sigur pot invoca, domnule, nu avem bani, bugetul este foarte mic. Dar nici numărul elevilor care beneficiază de burse, presupun că nu este foarte mare și nu cred că acolo este o povară pentru bugetul comunei respective. Adică nu văd ce argument ar putea aduce și un consiliu local sau un primar din mediul rural. Motive temeinice de înțeles, de ascultat și de înțeles, pentru că nu acordă burse unor copii care învață sau unor copii care au nevoie din motive sociale de aceste burse. Nu te auzim acum.
acum da. Câteva secunde. Da, acum, ce să facem? Tehnologia asta ne-a dat peste cap pe toții. Da. Da. Da, spuneam că sunt foarte fericit să anunț că scuza asta cu nu avem bani în buget nici nu mai poate fi măcar folosită. Pentru că odată cu aprobarea legii bugetului de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, sunt acordați pentru UAT-uri 536 de milioane de lei, evident diferențiat în funcție de posibilii beneficiari, făcând o statistică prin intermediul școlilor și ISJ-urilor. Iar banii aceștia vin din bugetul local și practic banii care vin din bugetul de stat pentru burse nu pot fi folosiți altfel. Pentru că dacă ar fi folosiți altfel, știm și noi, asta este deja ține de natură penală, este deturnare de fonduri. Deci deja apeleurile nu mai au motive pentru a invoca scuza asta. Mai departe, ce încercăm noi să-i convingem este să majoreze peste cei 100 de lei pe copil pe bursă care vin de la stat, să mai pună și niște bani, cel puțin aceea sumă pe care o puneau înainte să primească banii de la stat. Pentru că realiz vorbind, în cazul în care ei nu mai continuă să facă efortul acesta de a da niște bani pentru elevii care până la urmă reprezintă comunitatea, viitorul comunității locale de acolo, ce înseamnă asta? Și se plafonează la cuantumul care vine de la stat. Înseamnă că ei nu mai dau atât de mare importanță dezvoltării și nevoilor elevilor, motiv pentru care aleg să nu mai facă demersuri să-i ajute să se dezvolte, ceea ce e problematic. Trebuie cel puțin același efort financiar pe care îl făceau să-l depună și acum, pe lângă banii care vin de la stat. Probabil că unii dintre primari ar fi mult mai interesați dacă și elevii ar putea să voteze. Probabil că ar fi mult mai interesați faptul că, sigur, este și normal, doar persoanele, cetățenii peste 18 ani pot vota. Probabil că îi face pe primar să nu se uite cu interesat. Acești primari ar trebui să știe și să realizeze faptul că pentru un elev nemulțumit sunt doi părinți care votează. Pentru un elev care nu este băgat în seamă și care este tratat cu indiferență, poate uneori și cu dispreț, sunt doi părinți, cel puțin doi părinți, dacă nu punem la socoteală și bunicii, deja ajungem la un număr ceva mai mare de voturi și atunci se cunoaște, mai ales într-o localitate mică. Bun, am Cred că asta este și problema și de fapt motivul pentru care și elevii sunt descurajați în a-și exprima punctul de vedere și unde noi venim și ajutăm și împingem puțin de la spate. Dacă noi oferim un cadru ostil unui tânăr, fie că este elev, student sau din altă categorie, un cadru ostil în care se exprime punctul de vedere, să-și facă vocea auzită, este absurd să ne așteptăm de la el să-și spună opinia. Pentru că dacă nu are un cadru prietenos și nu simte atenție că este ascultat, nu va spune nimic și se va complace în situația asta. Și am atras mereu atenția asupra faptului că elevii trebuie consultați, elevii trebuie întrebați ce nevoie au, pentru că chiar dacă n-au drept de vot, asta nu înseamnă că nu pot avea o perspectivă asupra unor situații. Vorbim aici de strategia europeană pentru drepturile copilului, care spune foarte clar că elevii și copiii, de fapt, de la orice vârstă, de la vârstă fragedă, trebuie implicați în procesul de luare a deciziilor și atenție la nivel național. Deci deja nu mai vorbim de o chestie la nivel local. Da, urma să ne expui al treilea demers în care ați fost implicat sau pe care l-ați demarat. Apoi eu te-am întrerupt și am mai comentat un pic pe subiectul acesta. Da, e foarte important. Este foarte important subiectul cu burse, pentru că lupta pentru burse continuă de la semestru la semestru, nu se oprește undeva. Și e important ca și părinții care ne urmăresc mai mult, ca sigur și elevii, de altfel colegii mei, să cunoască foarte bine ce înseamnă legislația asta pe burse, că e mai complicat decât pare. Dar pe al treilea demers este unul pe care îl avem în desfășurare, de fapt, și de asta și țineam foarte, foarte mult să-l menționez. Este un târg educațional de licee online, îi spune Află cum e viața de liceu în Prahova. Pentru cine își aduce aminte, înainte de pandemie, la Palatul Culturii se organiza un târg de licee, unde veneau niște licee și puneau un stand. Noi am transpus atmosfera asta în mediul online. Avem 22 de unități de învățământ participante din ciclul liceal, atât din rural cât și din urban, atât filiera tehnologică cât și filiera teoretică și filiera profesională. Evenimentul se va desfășura săptămâna viitoare, 17-21 mai 2021. Sunt cam 5 licee pe zi care își vor prezenta oferta de școlarizare și rezultatele și istoricul și specificul fiecare unități de învățământ și înscrierea atât pentru părinți, pentru că și ei pot participa și este firesc să facă asta, cât și pentru elevii de clasa 8-a care și-ar dori să afle mai multe despre licee.
Se face printr-un formular de înscriere care este pe pagina Consiliului Județean al Elevilor Prahova pe Facebook și pe pagina de Instagram. Și făceam chiar o paralelă cu câte licee sunt în Prahova, 40 ceva, 46 în total, cu tocoșurile profesionale. Eu când eram clasa 8, acum 2 ani, nu știam nici măcar de 20 dintre ele. Și asta cred că e destul de problematic și de asta și facem târgul ăsta de licee, să le arătăm elevilor că nu doar colegiile naționale care sunt în Ploiești sunt singurele licee din județul Prahova. Sunt mai multe, sunt unități de învățământ care oferă foarte, foarte multe avantaje, indiferent de locul în care se află și filiera pe care o au drept fundament în planul de școlarizare. Și e important ca elevii să știe asta, să ia decizia corectă atunci când vor completa fișa aceea de opțiuni, nu bazat pe tot felul de influențe, ci pe ce vor ei să facă și pe ce le place. Un demers necesar și foarte util în această perioadă, pentru că se apropie destul de repede momentul în care elevii claselor a 8-a vor trebui să opteze și să se gândească la ce liceu vor să-și continue activitatea școlară. Felicitări, e un lucru foarte bun. Bun, mai un pic se termină acest an școlar, sperăm să uităm repede modul în care s-a derulat cu online, cu hibrid, au fost tot felul de probleme. Sigur, aș vrea să te întreb și de perspectiva ta și a Consiliului Județean al Elevilor asupra modului în care s-a desfășurat acest an școlar, pentru că a existat destul de multe voci critice referitoare la acest sistem online. Ar fi interesant să ne spui și părerea ta și a colegilor tăi. Este evident că modul de învățare în mediul online nu este atât de eficient probabil pentru unii, pentru că pentru unele persoane chiar este de multe ori chiar mai eficient, am cunoscut cazuri, ca cel din clasicul sistem de învățământ, față în față. Perspectiva Consiliului Elevilor la nivel național a fost una foarte simplă. Pentru a putea asigura calitate în actul educațional este nevoie de interes din partea tuturor părților implicate și mai ales, și asta chiar am făcut o remarcă ieri pe rețelele de socializare, este nevoie de empatie și de înțelegere reciprocă în perioada asta. Adică vorbim și schimbări care ne-au afectat foarte mult. Chiar Consiliul Național al Elevilor a elaborat un raport privind sănătatea mentală a elevilor la un an după pandemie. Sunt niște statistici cel puțin îngrijorătoare. Totuși, ce mă bucură la sistemul de învățământ online este că deja nu mai vorbim de infrastructură, cum vorbeam de numărul de tablete, de exemplu, care trebuia să ajungă la elevi, ci vorbim de cum să dezvoltăm segmentul de învățare online, ceea ce e un pas foarte, foarte mare înainte și oarecum pandemia a făcut o digitalizare forțată a sistemului de învățământ, ceea ce poate fi și un lucru bun chiar, pentru că sistemul de învățământ online poate fi în continuare folosit pentru anumite segmente și poate fi în continuare util pentru unele materii. Totuși, este important să vedem unde sunt problemele și de asta am și militat pentru când s-a scos închiderea asta a școlilor fizic. În toată țara am militat pentru deschiderea lor descentralizată în funcție de rata de incidență, tocmai pentru a ne asigura că acolo unde se poate, elevii se pot duce față în față și pot învăța în clasă. Pentru că, realist vorbind, este un mediu mult mai prietenos pentru studiu și este un mediu și un prilej de fapt pentru învățare mult mai eficient, plus că este și empatia aceea care ne lipsește foarte mult în momentul ăsta dintre profesori. Eu chiar am avut niște profesori noi la clasă pe care, din păcate, nici măcar nu știu cum arată fără mască. Deci este o problemă foarte mare. Și de asta am și militat pentru deschidere și încet, încet ne întoarcem fizic în bănci. Bun, uite, aș vrea să te rog să ne spui în continuare care sunt proiectele pe care le aveți, pe care intenționați să le derulați în perioada următoare, anul acesta școlar, anul viitor școlar. În ce proiecte doriți să vă implicați? Ne implicăm în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești. După lungi discuții pe care le-am avut la fel cu consilieri locali și cu reprezentanții ai executivului ploieștean, am reușit să le aducem în vedere faptul că noi, ca și structură, neavând personalitate juridică, nu avem cum să intrăm în Consiliul acesta consultativ pe probleme de tineret. Totuși, după luni sesiuni de advocacy, la fel, am reușit, datorită deschiderii pe care aleșii locale au avut-o față de noi, să modificăm regulamentul printr-o hotărâre de Consiliu și noi să fim incluși în acest for consultativ și să ne putem exprima punctul de vedere liber și fără să fim frânați de aceste probleme de ordin juridic, de fapt.
În perioada următoare, pe lângă apropo de acest subiect, te întrerup din nou. Știi, există în Consiliul Local Plăiști, există un consilier local care provine din această zonă a ONG-urilor de tinere. Domnul Radu Simionescu. Deci îl cunoști. Da, ne-a ajutat foarte mult în ultima perioadă. Perfect. Da. Perfect. Bun. Ok, scuze de întrerupere. Tot pe perioada imediat următoare o să începem statutul elevului, impune consiliilor județene ale elevilor și obligativitatea consultării acestora cu privire la modul în care, de fapt, cât de mult este respectat statutul elevului. Este un ordin de ministru, o lege practic, care spune foarte clar ce drepturi au elevii, ce îndatoriri, ce obligații și cum pot fi sancționați. Practic, orice sancțiune care încalcă statutul elevului nu poate fi aplicată elevilor. Asta este foarte simplu și am adus asta la cunoștință tuturor unităților de învățământ în care a fost cazul. Și în perioada următoare vom lansa o consultare care se adresează atât elevilor, începând de la ciclul gimnazial până la ciclul liceal și seral, acolo unde există, și atât și profesorilor, pentru că e foarte important să vedem și ce perspectivă au ei. Dar o să o lansăm undeva pe săptămâna viitoare. Am înțeles de la tine că tu ești elev clasa a 10-a, nu? Da, sunt clasa 10-a. Da. La ce liceu? La Colegiul Național Nichita Stănescu. Am înțeles. Și uite, postura ta de președinte al Consiliului Județean al Elevilor, nu știu, ți-a provocat ceva neplăcere, în sensul că, știu, un domn profesor, o doamnă profesoară, poate a fost, știu eu, nemulțumit de modul în care spui tu lucrurile și de activitatea în care ești implicat? Au fost cazuri, din fericire, în liceul meu destul de într-un număr destul de scăzut, dar au fost foarte multe cazuri în care am avut discuții în contradictoriu cu profesori de prin tot județul, ceea ce pentru mine a fost destul de trist faptul că drepturile elevilor nu sunt respectate așa cum ar trebui în județ. Vorbim aici de niște situații în care, la fel, și mă repet ce am zis mai devreme, drepturile nu se negociază, drepturile sunt obligatorii fiind instituite practic prin lege și chiar dacă nu suntem văzuți cu ochi buni de un anumit segment din rândul corpului didactic, asta nu înseamnă că nu avem o voce și de asta și milităm pentru a implica pe elevi și a împinge puțin de la spate să facă vocea auzită, pentru că iarăși mă refer la cadru ostil. De aici pornește totul. Dacă în școală este un cadru ostil în care elevul ar fi nevoit să-și exprime punctul de vedere și nu poate de frică, atunci deja este o problemă. Și da, eu personal până acum n-am avut de suferit, dar știu colegi care, datorită faptului că au încercat să spună verde în față ce se întâmplă, au fost mustrați. Mie personal nu mi s-a întâmplat, sper să nu mi se întâmple și sunt oarecum un elev reprezentant din sutele de elevi reprezentanți din județul Prahova, norocos din perspectiva asta. Dar lucrurile nu se întâmplă și nu are sens să ne ascundem după deget. Lucrurile astea chiar se întâmplă. Elevii reprezentanți din toată țara de multe ori sunt mustrați pentru că nu fac altceva decât să își respecte mandatul primit de la colegilor până la urmă și să militeze pentru un sistem de educație inclusiv și atenție, așa cum spune legea educației naționale, centrat pe elev și pe nevoile lui. Robert, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Vreau să te asigur de tot sprijinul nostru al Actualității Prahovene în ceea ce faceți voi și în toate demersurile voastre, pentru că cel puțin la prima vedere și sunt sigur că și dincolo de aparențe, toate aceste demersuri ale voastre sunt destinate mai binelui elevului, mai binelui copiilor. De aceea îți spun verde în față ca să te citez. Suntem alături de voi și cât putem să vă sprijinim, cu mare drag o să o facem. Îți mulțumesc încă o dată, Robert, pentru discuție și pentru toate lucrurile pe care le-ai spus celor care ne-au urmărit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Îți doresc un weekend plăcut și liniștit. La fel. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne vom revedea luni. Până atunci, toate cele bune.